sunt Alina Nenu și urmăriți știrile orei 7. A doua etapă de vaccinare a început în județul nostru sâmbătă 16 ianuarie cu imunizarea beneficiarilor din centrele de GSPC Vâlcea. 6 centre din cele 17 anunțate vor fi disponibile de astăzi pentru toate persoanele de peste 65 de ani, cele cu boli cronice și pentru angajații din domeniile cheie, atât în Râmnic cât și în județ. Primarii s-au pregătit cu mari eforturi pentru campania de vaccinare din bugetul propriu și nu știu dacă vor fi despăgubiți de actualul guvern. Potrivit ultimelor informații, etapa a doua de vaccinare împotriva COVID-19 în județul Vâlcea va începe de sâmbătă 16 ianuarie în centrele de vârstnici din cadrul DGASPC, urmând ca de luni 18 ianuarie să continue în alte 6 centre de vaccinare, cum ar fi Școala Anton Pan și Liceul Forestier din Râmnic, Liceul Tehnologic Brătianu din Drăgășani, Sala de Sport din Bălcești, Liceul Constantin Brâncoveanu din Horezu și Spitalul Orășenesc din Brezoi. În acest moment au venit doze de vaccin doar pentru beneficiarii centrelor rezidențiale ale DGASPC. Abia de marți se vor putea ridica mai multe doze și pentru celelalte centre de vaccinare. Pentru beneficiari sunt venite doze de vaccin. Se vor face până marți în centrele care vor fi hotărâte împreună cu DGASPC-ul și noi și DSP-ul, iar marți pentru se va putea ridica vaccin pentru alte centre, în așa fel încât să facem vaccinarea la toți beneficiarii care își doresc acest lucru. În celelalte 11 centre de vaccinare din Râmnic și din județ, a doua etapă de imunizare va începe în funcție de numărul de doze care va fi atribuit pentru județul nostru. Restul care au rămas, în funcție de cantitatea de vaccin care ne va fi repartizată de la Ministerul Sănătății și de la Comitetul Național pentru Coordonarea Acțiunilor de Vaccinare. Deocamdată începem în aceste centre, ulterior urmând să vedem cum evoluează vaccinarea, câți pacienți, câți se înscriu pe platformă. Primarii din județul Vâlcea, care au primit însărcinarea de a înființa centre de vaccinare pentru etapa a doua, au făcut tot posibilul să îndeplinească toate cerințele în acest sens. În prezent, în județ, pregătirile sunt gata în proporție de peste 90%, însă nimeni nu știe cu exactitate când va începe procesul de vaccinare. Centrul de vaccinare din cadrul localității Ulești este gata în proporție de 100%. În primul rând am creat circuitul de acces în centru de vaccinare, dotat cu sala de triaj, înregistrare, sală de așteptare, cabinele unde se fac vaccinurile și sala de post-așteptare. Am înțeles. Medici aveți? Suficienți? Ne-am consultat cu medicii de familie, unul din localitatea Oleștiului, celălalt în localitatea Scutu, de pregătiți cu toată logistica umană, așteptăm vaccinurile să dăm drumul la treabă. Când veți începe efectiv vaccinarea? Ce știți până acum? Deci, din informațiile transmise de Prefectura Vâlcea, în etapa a doua urmează ca zilele următoare să stabilească, am înțeles, luna februarie. Unii primari au făcut eforturi financiare pentru a asigura înființarea centrelor de vaccinare. Probleme deosebite nu au fost, în afară de achiziția de materiale igienico-sanitare, în special sanitare, datorită faptului că este început de an și mergem pe bugetul de anul trecut. Materiale care nu au fost prin semn bugetul anului trecut și a trebuit să facem o notă de urgență pentru achiziția lor. De asemenea, primarii sunt nemulțumiți de ordonanța care prevede că administrațiile locale trebuie să înființeze și să doteze centrele de vaccinare anti-COVID-19 fără ca documentul să prevadă și sursa de finanțare. Nu este normal să se facă trasarea de sarcini de către guvern, către administrația publică locală, fără să dai și sursa de finanțare. Este strigător la cer. Noi până acum am cheltuit zeci de miliarde cu tot ce a fost COVID în Vâlcea, spunându-se pe vorbe că nu se dau bani. Și am luat țeapă. Nu s-a dat niciun leu. Acum din nou vor să facem dotarea asta care, uitați-vă, la 5 centri se ridică la 5 miliarde. Sunt bani. Noi am plătit tot ce înseamnă funcționare, menajare și sunt sumele foarte mari. Și încă nu s-a clarificat cine plătește medicii și asistentele. Este imposibil să plătească autoritatea publică locală atâta timp cât sumele sunt enorme.
promisiunile guvernului. Un milion ora, 100 de lei ora, deci 1 milion ora la medic și 50 de lei ora la asistent, înseamnă enorm, timp de 5 luni de zile. Deci nu știu, așteptăm acea ordonanță de guvern care trebuie să vină de mult, n-a venit nici miercuri, așteptăm să vină astăzi, să vedem ce stabilește guvernul. Începând de vineri, 15 ianuarie, de la ora 15, toți cei care doresc să se vaccineze împotriva COVID-19, vârstnici peste 65 de ani, cei cu boli cronice și angajații din domeniile cheie, se pot înscrie pe platforma online pusă la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale, programare.vaccinare-covid.gov.ro, fie prin apelarea call center-elor Direcției de Sănătate Publică sau prin medicii de familie. Programul centrelor de vaccinare este între 8.00 și 20.00. Acolo unde situația o impune, primăriile vor asigura transportul persoanelor care doresc să se vaccineze. În ședința extraordinară de vineri a Consiliului Local Râmnicu-Vâlcea a apărut, așa cum ne-am obișnuit deja, un nou motiv de conflict. Este vorba despre sumele de bani rămase necheltuite în anul 2020 în cadrul primăriei Râmnicului, pe care Mircea Gutău dorește să le folosească în proiecte de dezvoltare destinate în mare parte unităților de învățământ. Însă Alianța pentru Râmnic se opune, susținând că nu se poate vorbi despre un excedent bugetar, ci despre un deficit. Excedentul bugetar reprezintă un nou motiv de conflict în Consiliul Local. În ședința extraordinară de vineri, 15 ianuarie, ordinea de zi a fost suplimentată de inițiatorul ședinței, Mircea Gutău, cu un punct care prevede utilizarea excedentului bugetar rămas din 2020. Banii ar fi trebuit să fie destinați finanțării cheltuielilor de investiții pentru continuarea proiectului Educația, calea spre un viitor mai bun, derulat de Școala Gimnazială Colonie Nuci, pentru unitățile preuniversitare de stat, dar și pentru reabilitarea termică a Colegiului Național de Informatică Matei Basarab. Alianța pentru Râmnic s-a opus acestui punct pe motiv că există contracte din anul precedent încă neachitate și că, de fapt, nu putem să ne referim la un excedent, ci la un deficit bugetar. Totodată, cei din Alianță acuză că au fost mascate anumite cheltuieli. Considerăm că nu putem discuta de un excedent bugetar. Putem să discutăm de o cosmetizare a bugetului local, în sensul că mi se ascunde, de fapt, nivelul real al cheltuielilor angajate la nivelul anului 2020. Afirmația mea a fost la bază următoarele argumente. Există operatori economici care au executat diverse lucrări și servicii pentru municipalitate și a căror facturi prezentate spre decontare nu au fost trimite spre înregistrare. În acest sens, se impune să analiza toate contractele în derulare la nivelul municipiului. Mircea Gutău l-a contrazis pe fostul viceprimar, susținând că, indiferent de data la care au fost finalizate anumite lucrări, plata se face la termenul asumat în contract. Ce încercat vreau să spun este, știu că nu vă pică bine că avem niște bugetare, că ați mințit populația, spunând că avem 10 milioane de euro. Nu! Avem 1 milion de euro excedent bugetar. Așa spune legea. Ah, că sunt contracte pe lucrări cu acordul părților, care au început în 2020 și se termină în 2021. Care e problema? Este împotriva legii, faptul ăsta? Cum să le declar? Dacă trecem la alea că sunt datorii, atunci trece și bugetul de atunci, pe anul ăsta. Sau ce vezmează în banii? Ce încercați? Știu că nu vă convine treaba asta. Când am descurcat foarte bine și am încadrat perfect legii. Da, avem o lucrare începută, care nu sunt terminate. Și cu contractul finanțat în 2 ani de zile. Legea permite acest lucru. I-am dat 1 miliard de anul trecut, îi mai dau 500 miliard ăsta. Care unii este ilegalitatea? În final, s-a votat ca proiectul de hotărâre să fie supus reexaminării, urmând să fie dezbătut într-o ședință viitoare. Membrii Federației Solidaritatea Sanitară au protestat și joi în fața Prefecturii Vâlcea. Aceștia și-au expus din nou nemulțumirile care se referă la condițiile și volumul de muncă, dar și la neplata sporului de 30% în cazul personalului auxiliar. Protestele au continuat în județ și joi 14 ianuarie. De data aceasta, în fața prefecturii au fost prezenți membrii Federației Solidaritatea Sanitară. Revendicările sunt cu privire la condițiile de muncă în care lucrăm, la volumul de muncă, pentru că a crescut foarte mult volumul de muncă pentru cei care muncim și lucrăm, să specific, cu privire la sporuri, cu privire la acest an pe care a fost pentru toată lumea greu, deja ne apropiem de un an de pandemie, se apropie un an de când s-a declanșat starea de urgență și pandemie.
Și despre asta este vorba. Și nemulțumirea și mai mare a mea personală este că a fost sindicatul, toată stima, toată prețuirea, tot respectul. Cadre medicale au fost, personal auxiliar și de tot felul, dar nu am văzut să-i pese astăzi cuiva, cumva de noi, domni doctori. Nu știu cum domnii doctori lucrează fără personalul celălalt. Sincer, este un semn de întrebare pentru mine, este o întrebare retorică. Motivul principal al protestului a fost faptul că personalul auxiliar al Spitalului Județean Vâlcea nu a primit sporul de 30% destinat celor implicați în combaterea COVID-19. Asta în timp ce restul personalului din spital a primit banii. Noi suntem foarte nemulțumiți, cei de la personal auxiliar, pentru că ni s-a făcut o nedreptate. Atât cât noi am lucrat cu acel COVID, cum se numește boala, noi am considerat că ni s-a făcut o nedreptate, atât nouă personalul auxiliar care am și lucrat. Eu am lucrat și în cort, lucrez și pe secție de oncologie în policlinică și nu mi s-a părut corect ca să fim scoși de pe această listă. Ne-a atras atenția cazul unei angajate de la morgă, unde zilnic sunt aduși oameni care au murit în urma infecției cu noul coronavirus. Femeia nu a primit niciun ban în plus. Eu sunt asistent medical principal de 16 ani la Spitalul Județean din Râmnicu-Vâlcea, la Serviciul de Medicină Legală. Și aceste nedreptăți, aceste diferențieri, aceste... pot să le spun chiar discriminări și mi-asum ce spun, s-au întâmplat și nu doar la nivel de Vâlcea, am văzut că și în alte județe ale țării. Protestatarii au avut ocazia de a discuta cu Sebastian Fârtat, prefectul județului Vâlcea. A zis că o să aibă o discuție cu domnul manager și o să facă tot posibilul să ne ajute. Dânsul încearcă prin toate posibilitățile să ne ajute. Acum, dânsul a zis, este o lege pe care noi nu putem nici noi să ne abatem, dar poate se găsește niște cichisuri de-astea ca să se poată rezolva ceva. Noi am făcut și la personalul, adică eu am reprezentat tot personalul auxiliar, adică însemna lift, spălătorie, mecanici. În urma audienței, prefectul a solicitat un punct de vedere referitor la aspectele semnalate de protestatari pentru a identifica o modalitate de a veni în sprijinul acestora. Și eu pe cort am lucrat zi de zi și schimbul 1 și schimbul 2 ca să facem la cort să fie de fiecare dată dezinfectat, dezisecție și alte minuni. Mie nu mi s-a părut corect că s-a făcut o nedreptate. Așa este și în cazul în care nu se rezolvă nimic. Credeți că este posibil ca protestele de acest fel să se repete? Sunt convinsă că se vor repeta protestele. Am înțeles în discuțiile de la șefii noștri și de la reprezentanții sindicatelor că până la urmă vom merge la București. Asta e, mergem. De ce să nu mergem? Pentru drepturile noastre. Și ultima și cea mai importantă pe care aș vrea să o bifez este că există și judecători în România, judecătorii, și că și acolo e dreptul meu legal pe care mi-l susțin, mi-l apăr și mi-l revendic. Munții noștri ascund o mulțime de frumuseți care se găsesc la mică distanță de marile drumuri naționale. La doar 6 km de stațiunea Căciulata poate începe o frumoasă aventură pe cheile Lotrișorului, acolo unde se află și spectaculoasa cascadă Lotrișor. Colegul nostru Valiconea a fost de curând aici și ne face o ofertă minunată de a petrece timpul liber. Cheile și cascada Lotrișorului sunt oferta din acest weekend din partea colegului nostru Valiconea în cadrul emisiunii Destinații de Weekend de la Antena 3 Vâlcea. Această zonă minunată oferă turiștilor priveliști și experiențe nebănuite. Pentru a ajunge aici este nevoie să mergem aproximativ 30-40 de minute cu mașina de la Râmnicu-Vâlcea. Drumul către cascadă are 2 km și poate fi parcurs într-o oră. Traseul nu impune dificultăți, totuși este nevoie să avem cu noi haine de schimb, apă de băut, mâncare și multă energie. Am trecut prin Călimănești, Căciulata și am intrat aici pe Lotrișor să mergem puțin la cascadă, dacă o fi sau nu, o fi înghețată. Să nu și rucsacul, Miță, trebuie să-mi spui să iau și rucsacul, în care avem și haine de schimb și ceva pentru
potolirea poftei, de mâncare, bineînțeles, și cam așa începe ediția din această duminică a emisiunii Destinații de Weekend. Iubitorii de natură ar trebui să știe că Valea Oltului este patria castorilor, a râșilor, a caprei negre și a ursului brun. Panourile informative de pe marginea drumului forestier vorbesc despre acest lucru. A dispărut cumva din țara noastră și a revenit și zonele habitatele de pe Valea Oltului, dar și multe din România, sunt populate în continuare cu castor. Și importanța speciei pentru natură, pentru, știu eu, viața de pe pământ. Ei fac stăvilare, rețin apa pe timpul verii, când e perioadă de secetă. Deci foarte, foarte importantă. Și în plus de asta, special pentru cei care vor să cunoască mai multe, ceva elemente informative despre morfologie, ceva despre curiozitățile speciei. Nu ne aplicăm prea mult asupra latului științifice. Cascada Lotrișor se află în topul celor mai frumoase cascade din România. Altitudinea ei este între 485 și 515 metri, iar căderea apei este de aproximativ 30 de metri. Cascada a fost realizată de om în anii 50, când a fost refăcut drumul forestier și pârâul a fost deviat printr-un tunel săpat în stâncă. Chiar și în plină iarnă, zona este plină de turiști, mai ales în timpul săptămânii. Aerul curat, frumusețea traseului, dar mai ales a cascadei, fac ca această aventură să rămână veșnic în sufletele lor. Bună dimineața, bună dimineața! Dimineața, bună dimineața! Și dimineața și frig, dar nu vă pasă. Bă. O vreme excelentă, merită, locul foarte frumos. Ați fost până la cascadă? Până la cascadă, da. Și de unde ați plecat de acasă ca să ajungeți la cascadă? Din Prahova. Da. Și cum e? E diferența așa? Sau? La vremea am trecut dintr-o stare înaltă, ca să aici zic, așa era urâtă vremea când am plecat noi, în altă ieri și astăzi, ieri și astăzi sunt minunate. Deci vă place zona? Super. Am ales intenționat zona asta și în perioada asta, acum, când nu e aglomerat. Și cascada Cailor e foarte frumoasă, dar nu are același debit și nu știu cum e. Ia altceva e. Da. Cam greu să plecați acum acasă. Cu încărcătura asta de frumusețe. O luăm cu noi în suflet și noi am promis că la 70 de ani o să facem tot traseul. Traseul ăsta. Cam greu să vă dezlipiți de zona asta. Da, foarte greu. Ce vreau de dantelăria asta de gheață? Am mâncat videoclipuri, fotografii. Drumul spre casă și întoarcere gramnică. Da, sperăm să mai venim. Oferta televiziunii Antena 3 Vâlcea pentru sfârșitul acestei săptămâni, Cheile Lotrișorului, alături de administrația Parcului Național Cozia. Veniți aici în această zonă și vedeți candelabre de turturi, opera a Măriei sale, Natura. Până la urmă, generalul Iarna își face prezentarea acestor opere de gheață, aveți cascade, aveți un drum foarte bun și aveți un aer extraordinar de curat. Toate astea pentru un weekend, pentru o zi, pentru o după-amiază. Antena 3 Vâlcea și administrația Parcului Național Cozia. Poftiți! Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Urmăriți în continuare matinalul Fi Antenă. Pe curând!